Binecuvânteze cuvântul în mijlocul nostru și în inimile noastre. Amin. Vedeți dumneavoastră, dacă suntem la o sărbătoare a mulțumirii, se cade să vorbim despre mulțumire. Dar vreau să vă arăt ceva din pasajul acesta. Ceva ce ne caracterizează sau se regăsește și în viețile noastre. Gândiți-vă, vă rog frumos, că tot ceea ce o să vorbesc în seara aceasta se învârte în jurul versetului 6. Gândiți-vă, vă rog frumos, că la poarta numită frumoasă, la poarta Ierusalimului, stătea un om și cerea de milă. E un paradox. Dacă vreți, e un contrast. La cea mai frumoasă poartă a cetății, și unii comentatori biblici vin și spun că poarta asta avea o splendoare a ei. Unii sunt îndrăznești și vin și spun că erau și niște pietre prețioase pe ea. Poleite cu aur, splendorile evreilor și a Ierusalimului. Și lângă atâta bogăție și lângă atâta opulență, stă un om și cere un bănuț de milă. Dar fiți atenți acum. Am putea să punem în povestea aceasta, spune că Petru și Ioan se duceau la templu la ceasul rugăciunii și se întâlnesc cu omul acesta și omul acesta probabil că a cerut așa cum cer oamenii de milă. Și când s-a uitat la el, Petru și Ioan zice, mă, ce vrei, mă? Bani. Șefule, nenea, n-ai 2 lei? Și auziți acum povestea. Na. Și în povestea aceasta am putea să fim noi. N-are nici cerșetorul, n-are nici Petru și nici Ioan. Și am putea să spunem că uneori n-avem nici noi. Drept este. Dar acum, noi știm povestea că am citit-o și știm întâmplarea că se întâmplă ceva extraordinar. Omul acesta, la cuvântul lui Petru și al lui Ioan, în numele lui Iisus Hristos este vindecat. El cerea de milă, dar Petru și Ioan îi dau ceva mult mai mult decât el a cerut și a așteptat. Îi dau vindecarea. Și omul acesta era un loc din naștere. Vindecare pentru el nu exista. Din punct de vedere uman, nu se putea face nimic. Și primește în ziua aceea, primește ceea ce n-a sperat că va mai primi vreodată. Vindecare din partea lui Dumnezeu. Picioare să umble. Dar acum, pentru că suntem la o sărbătoare a mulțumirii, fiți atenți cum adaptăm pasajul acesta. Vă rog frumos să fiți atenți la versetul 6. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am. Cum ar fi fost să se sfârșească povestea aici? Ce vrei? Bani. N-am. Se sfârșește de multe ori poveștile noastre aici? Dar uitați-vă, vă rog frumos, că după ce spune Petru argint și aur n-am, este o virgulă. Și ceea ce urmează după virgulă este splendoarea acestui pasaj. Și vreau să vă spun că de multe ori trebuie să recunoaștem, suferind de această problemă, ne oprim înaintea virgulei și nu continuăm dincolo de ceea ce se vede și dincolo de buzunarele acestea goale. Ce vrei? Aur și argint. Dar ce ai? Și vedeți unde este problema? Că ne cramponăm și ne oprim la ceea ce nu avem și ne dorim. Este cineva care nu-și dorește aur și argint prin buzunare? Ne uităm la ceea ce nu avem și nu ne uităm la ceea ce avem. Cum ar fi fost povestea aceasta să spună Petru, aur și argint, n-am. Uite, și dovedesc și de câte ori nu le-a spus noi oamenilor că n-avem. Nenea, îmi dai un leu. Am zis, n-am. Și unul a mințit. Vreau să vă învăț în după masa aceasta, în seara aceasta, că deja e ora 8, că dacă vrem să avem inimi mulțumitoare și dacă vrem să trăim o viață de mulțumire, va trebui să mergem dincolo de virgulă și să ne uităm la ceea ce avem. Amin. Și să nu mai punem accentul pe ceea ce nu avem. Că dacă ar fi așa, vreau să vă demonstrez ceva. Demontăm viața pe dimensiuni. Sunt mai multe dimensiuni ale vieții. Dacă ar fi să luăm dimensiunea financiară, omul acesta n-avea bani, ologul, dar nici Petru, nici Ioan n-aveau. Erau pe picior de egalitate. Dacă ar fi să o luăm pe dimensiunea fizică, sau din punct de vedere al sănătății, omul acesta era olog, Petru și Ioan aveau picioare și puteau umbla.
Putem să o luăm pe toate dimensiunile vieții și eu vreau prin asta să vă dovedesc că niciun om pe fața Pământului nu are toate lucrurile. Se poate întâmpla și am întâlnit oameni prin natura slujbei noastre de păstor. Se poate întâmpla un om să aibă bani, că noi ne uităm doar la aspectul acesta. Aur și argint n-am. Și ne uităm la cei care au și au mult. Și dezvoltăm frustrări și neîmpliniri și nu putem fi mulțumiți și nu mulțumim pentru că ne gândim, dar cum, domnule, unii au atâta și alții n-au deloc? Dar știți ce am mai întâlnit? Am întâlnit situația aceasta că unul are bani, altul n-are bani, dar cel care are bani poate n-are copii. Și noi nu avem bani cât am vrea, dar avem copii. Vă bucurați de copii. Și să stai de vorbă cu un om care are bani și noi ne uităm la ei de sus în jos și am zis, mă, dacă am avea și noi măcar câtva din cât au ei și ei vin și spun, aș da toți banii să pot să am și un moștenitor. Că oricum n-am cui lăsa averea și n-are cine îmi spune mamă. Ați văzut vreodată durerea unei femei care nu poate naște? Ați văzut durerea unui bărbat care n-are cine să-i spună tată? Sau ne uităm la omul acesta. Poate că te uiți, mă, are niște lucruri, te uiți la ceea ce are și te gândești, eu n-am. Păi da, dar tu ai picioare. Știți că un om care este foarte bogat, dar este bolnav, ar da toți banii lui să-și poată cumpăra sănătatea și uneori nu se poate? Eu prin asta vreau să vă aduc niște situații, niște realități înainte și vreau să vă fac să înțelegeți că unele lucruri le avem, unele nu le avem. Nu le putem avea pe toate. Unul poate că, nu știu, are sănătate, are casă, are copii și a murit soția. Și ar zice, bă, aș fi stat în chirie numai să o am lângă mine. Și sunt atâtea situații pe pământul acesta. Eu vreau să vă învăț în seara aceasta, dacă vreți să învățăm mulțumirea și dacă suntem la o sărbătoare a mulțumirii și dacă vrem să învățăm mulțumirea, va trebui să ne uităm nu la ceea ce nu avem, să ne uităm la ceea ce avem și să apreciem. Fraților, fac la Lugos și meseria de profesor. Și de multe ori am auzit pe părinți și le-am atras atenția. De multe ori am auzit pe părinți vorbind despre copiilor sau cu copiilor în termen de comparație. Tu de ce nu poți, mă? De ce, mă, tu ești mai prost decât ceilalți? Bucură-te că l-ai. Bucură-te că a putut și atât. Am iubit o soră la noi în adunare, a venit toată, s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, rugați-vă și pentru copiii mei. Știți ce fel de copii sunt. Eu fac mult necaz. Mă necăjez. Cât am pătimit și am chinuit din cauza lor. Îs proști. Dar-s proștii mei, fraților. Uite așa vorbim. Sunt ai mei. Știți de ce? Pentru că atunci când m-am gândit cu soția mea, eu n-am zis, băi, nevastă, hai să facem un doctor. N-am zis, hai să facem un inginer. N-am zis, hai să facem un păstor. N-am zis, hai să facem un om de afaceri. N-am zis, hai să facem un copil. Și când l-am văzut acolo, bebelușul, am dat slavă lui Dumnezeu. N-am știut ce o să iasă din el, încă nu știu. L-a zis că umblă de sculți pe aici. N-am speranță prea. Adică, dar știți ce vorbesc cu soția mea? Ea, ca mamă, se mai necăjește așa pe ei. Împrăște lucrurile și a spus, băi, hai să mulțumim lui Dumnezeu că ea mea. Așa e? Ei, dacă vrem să avem și să dezvoltăm o viață de mulțumire, va trebui să ne uităm la ceea ce avem și să apreciem. Și problema este că de multe ori ne uităm la alții, la ceea ce au alții, ne uităm la ceea ce au ei și n-avem noi, ne dorim și noi, trăim prin comparație și dezvoltăm frustrări, neîmpliniri și normal că trăim viață de nemulțumire și uităm să ne uităm la ceea ce avem. Știți care este frumusețea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu a dat niște legi în natură, în univers și în poporul lui. Știți că atunci când a împărțit țara, le-a dat o lege, a zis, mă,
Dacă vreunul dintre voi nu este vrednic sau ajunge într-o situație mai grea și ajunge să-și înstrăineze pământul sau casa, averea, Domnule, la un moment dat există o lege. Trebuie să se întoarcă în anul de veselie totul înapoi. Să nu fie nimeni prea sărac în poporul lui Dumnezeu. Am putea să spunem un fel de socialism. Dar nu este socialism. Dumnezeu a dat fiecăruia, a dat parte în Israel și a spus nu se poate ca unii să se îmbogățească peste măsură de mult și alții să sărăcească peste măsură de mult. Nu cred nici în egalitate, dar nici în foarte, foarte, în prea, prea și chiar deloc. Și Dumnezeu a zis trebuie ca tot să aibă. Și dacă totuși cel care are două cămăși îl vede pe unul că n-are deloc, tu care ai două să-i dai și lui. Pentru că toți suntem creația lui Dumnezeu, suntem lucrarea mâinilor lui. Uite cum face Dumnezeu lucrurile. Apoi dacă vreți să vedeți, uitați-vă cum se întâmplă că este câte un om care ajunge la un moment dat să piardă vederea, să piardă ceva, să ajungă la o dizabilitate. Știți că un om care pierde vederea dezvoltă alte simțuri? Alte simțuri pe care noi în mod normal nu le avem. O orientare în spațiu deosebită, un simț tactil deosebit, un auz mai ascuțit. Pentru că Domnul Dumnezeu se gândește și dacă unul a pierdut vederea, să nu rămână cu mult prea jos. Totuși Domnul Dumnezeu a dat această lege în creație să se ridice cumva și să-și continue viața. Dar noi va trebui să ne uităm că Domnul Dumnezeu a dat fiecăruia ceva, fiecăruia. Nu este om să nu-i fi dat. Noi toți avem ceva din partea lui Dumnezeu. Un singur lucru trebuie. Să-L recunoști. Și atunci vreau să vă învăț în seara aceasta. Uită-te la ceea ce ai și apreciază. Dă slavă lui Dumnezeu. Că dacă ne uităm la ceilalți și ne uităm de jos în sus, vom dezvolta frustrări, neîmpliniri, nemulțumiri și vom trăi o viață din asta acră și amară, bodogănind în continuu. Da, mie Dumnezeu nu mi-a dat. Da, eu n-am avut noroc în viață. Da, eu n-am avut șansă. Da, eu nu și eu, nu și eu. Da, alții și eu nu. Dacă vreți totuși să ne uităm la alții, priviți de sus în jos. Uitați-vă că întotdeauna sunt alții care au mai puțin decât noi. Uită-te și apreciază. Uită-te la tine, la ceea ce ai și uită-te în jur să vezi că alții n-au ceea ce ai. Sunt oameni îndetați. Care nu văd, sunt. Și uite că te uiți la mine acum cu ochii. Noi am zice că e puțin lucru. Am 35 de ani și să știți când am auzit unele predici de genul mulțumește lui Dumnezeu că poți bea apă. Mulțumește lui Dumnezeu că poți să respiri așa bine. M-am gândit că e prea mult tipul ăsta de vorbire. Am zis că e o vorbire nebunească. Știți până când? Până în martie. Până în martie când m-a lovit COVID-ul fără milă și am ajuns în spital. N-am putut să stau de aici până acolo să mă duc fără mască de oxigen. Adică un bărbat de 100 de chile, eu care am luat 2 saci de ciment și nici nu m-am uitat la ei. N-am putut să mă târâi de aici până acolo. 3 zile și 2 nopți am stat în fund, n-am putut să dorm. Lăsat pe o parte, nu puteam să respir. Culcat, n-am putut să respir. 3 zile și 2 nopți am stat numai ridicat și cu masca de oxigen ziceam, Doamne, mai dă-mi o gură de aer. Băi, oameni, când avem, nu apreciem. Când pierdem, Doamne, bine-o fost. Când am avut bisericile, și din 1990 avem bisericile deschise și am avut libertate maximă. Știți ce au făcut frații mei? Au venit, n-au venit, le-au lăsat în grija a 2-3 frați. Știți că în fiecare biserică sunt 2-3 frați care duc povara greu bisericii și mai sunt câțiva frate cu ce pot să ajut și o altă parte, dacă este, este, dacă nu se face, nu se face, nu-i treaba mea și nu se implică. E, dar când a venit pandemia, ni s-au închis bisericile. Și acum să vezi. Să ne căjesc, frații mei, frate, dar să facem noi Sfintele Sărbători de Paști cu biserica închisă. Eu n-am zis nimic. Frate, vorbește cu primarul. Nu se poate. Nici comuniștii nu ne-au închis așa. Frate, vorbește cu primarul să deschidă biserica. Frate, sună la poliție. Frate, fă ceva! Măi, am stat acasă și m-am gândit așa. Pe de o parte, cred că e bine.
Cred că e bine că s-au închis bisericile. Că le-am avut și uneori n-am avut cu cine face slujbă. Adică, ești un anunță, plecați în stânga, în dreapta, vedeam o poză pe Facebook. Bun. A zis, stai să vezi acum când se redeschid bisericile, că frații mei o să zică, băi, când am avut biserici nu le-am apreciat și acum nu le-am avut, hai, bine era când aveam biserica deschisă. Și m-am gândit că frații mei o să rupă ușa bisericii. Îmi făceam planurile pe acasă să vezi că nu mă pot ține. O să vrea frații mei când se deschid, iar când scade rata de infectare și ne dă drumul să deschidem din nou bisericile, mă gândeam să vezi că frații mei o să zică, facem săptămână de evangelizare, nu alta. Adică ne întâlnim în fiecare seară. Seară prelungită la baptiști facem. Da, copil naiv, ce să pretenții să ai de la David Gabriel? Trece pandemia, deschidem biserica, mă duc la biserică. N-ai cu cine face slujbă. Păi mă, frate, pandemia. Frate, coronavirus. Păi, fraților. Adică avem și nu apreciem și când nu avem, frate, bine era. Și prin natura slujbei am fost pe la priveghiu și în mormântări. Și asta este slujba noastră. Și am văzut situații în care copiii au stat la căpătâiul mamei. Doamne, ce mamă am avut. Și eu în gândul meu zic să-ți fie de bine. Pentru că numai eu știu cum a trăit femeia asta. Astăzi am zis către o soră, multe vorbe am zis. Vorbeam de o altă soră îngrijită de biserică, de frați și de vecini. Dar știți ce mi-e teamă? Când moare, îi vin copiii și îi fac o înmormântare de aia, domnule, numai manelici nu aduc. Zici că e o speță. Tort și muzică mai lipsește. Am văzut în mormântări în care au cumpărat sicrie scumpe. Au adus, domnule, au întins mese. Fală și mândrie, domnule. Păi stai un pic. Plânsete și jale. Au, Doamne, mama. Bă, dacă n-ai avut-o, de ce n-ai apreciat-o? Când ai avut-o, de ce n-ai stat lângă ea? Și avem și nu apreciem și nu recunoaștem și când pierdem, păi nu suntem noi blestemați? E blestemul lui Ducu Berții care a cântat pe vremuri. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Foarte bine. Ei, fraieră, dacă se mai întoarce. Știți de ce? Pentru că ai avut-o și n-ai iubit-o. Eu m-am pocăit prin lucrarea unei femei pocăite, o Sfântă lui Dumnezeu. Bărbatul ei n-a vrut să se pocăiască nici cum. Un bărbat așa mai mare la statură ca mine. Un om greu. Măi, erau trecuți de 60 de ani. Cred că către 70 de ani. Și femeia asta a zis, Doamne, mă, ce să mai aștept? Murim. Și bărbatul ăsta meu se duce în iad. S-a hotărât într-o primăvară să postească, dar nu așa. N-a pus strop de apă în gura ei. Și a zis, Doamne Dumnezeule, nu mă las de tine până nu-l mântuiești pe bărbatul meu, pe Ion. Eu nu mă las de tine. Păstorul i-a spus, soră, dacă o ții așa, să mergi la fân, să strângi fân, fără să bei apă, să mergi la sapă, și dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Soră, să vezi ce se întâmplă cu rinichii, i-a încercat să explice. Medical, nu este ok. Ia măcar puțin apă, nu iau nimic, să mor. Dar bărbatul meu să se pocăiască. Am trăit o viață împreună, bune și rele, așa cum a fost. Am făcut casă, am crescut animale, am crescut copii. I-am ajutat să se așeze la locul lor. Și acum să ne despărțim în veșnicie? Nu vreau. Îi datoria mea și dacă ar fi și cu prețul vieții mele. Dar uite că așa rânduit Dumnezeu că acolo la noi în sat i-a prins drag și de mine și tot mai zicea din când în când, băi David, măi, păcat de tinereța ta să-ți o risipești în păcat. Băi, dacă te-ai pocăi, cine știe dacă n-a face Dumnezeu din tine un slujitor al lui? Nu mi-au plăcut vorbele ei. Numai asta nu mai trebuia. Să fiu un slujitor. Și când a început să se roage pentru bărbatul său, a zis, Doamne, îl pun și pe David în rugăciune. Și pun un semn înaintea ta. Și voi ști că mi-a ascultat rugăciunea. Dacă Iona meu și cu David să botează împreună. Și slăvit să fie Dumnezeu că rugăciunea ei a fost ascultată și împreună cu
bărbatul m-am botezat și eu și soția mea, și binecuvântat să fie Domnul. Domnul Dumnezeu a făcut mai mult de atât. Dar așa au fost lucrurile, că nu mai știu cum să vă spun, la vreo 6 luni, un an după botez, sora moare. Mâine. A fost cu microbuzul școlar, s-a dus dintr-o parte în alta, de la noi din sat până la oraș, 7 km. S-a dus cu autobuzul școlar și s-au răsturnat într-o prăpastie. N-a pățit nimeni nimic. Nici ea. Dar a dat cu capul. Nu știu ce s-a întâmplat. Că s-a făcut un chiar, ea nu s-a dus să-și facă un computer tomograf, nu s-a dus să facă niște investigații. La câteva luni, a murit. Acum bărbatul său. Au, Doamne, rodica mea. Că am trăit cu o sfântă și n-am știut. Au, Doamne, ce nevastă am avut. Și am mai spunea câteodată cât necaz mi-a făcut Ion. Au, Doamne, ce nevastă am avut eu. Că am trăit în casă cu o sfântă și eu am făcut necaz. Prea târziu. Eu vreau să vă învăț, frați și surori, tineri, oameni de aproape și de departe. Uitați-vă la ceea ce aveți. Auziți ce zice Petru și Ioan. Aur și argint n-am. E adevărat, n-am. Dar am altceva. Am prezența lui Dumnezeu. Am puterea lui Hristos. Am însoțirea Duhului Sfânt. N-am aur și argint, dar ce am, îți dau. Pun în valoare ceea ce am. Scot în evidență ceea ce am. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. În numele lui Iisus Hristos, valorifică ceea ce ai. Pune în valoare ceea ce ai, apreciază și dă slavă lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să privim așa, am spus, dacă vreți să ne uităm la alții, să vă uitați la alții, uitați-vă de sus în jos, uitați-vă la cei care au mai puțin. Uitați-vă la ce aveți și uitați-vă în jur să vedeți că veți găsi oameni care n-au ceea ce aveți dumneavoastră. Vă citesc o poezie. Este scrisă de Licuța Pântia. Poezia se numește Unii și Alții. Și se găsește și melodie pe internet, dacă o căutați. E foarte frumos cântată. Eu n-am voce că dacă aș fi putut să cânt, aș fi cântat-o. Să fiți atenți numai la versuri. Unii vor iubire, alții vor putere. Unii doar un umăr pentru mângâiere. Unii casă mare și mașină nouă. Alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii să audă, alții să vorbească. Unii doar o clipă cerul să privească. Unii o moșie mare și bogată. Unii ar vrea o mamă, alții ar vrea o tată. Unii haine scumpe și pantofi mai mulți. Alții vor picioare și ar umbla desculți. Unii vor un munte, alții vor o mare. Unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere, faimă, bogății. Alții sănătate pentru ai lor copii. Unii vor să aibă propriul răsărit. Alții doar să uite ceea ce au iubit. Pelerin prin lume, între nu și da, fiecare suflet are rana sa. Nu tot cel ce râde este fericit, cum nici cel ce plânge, totul a sfârșit. Luptă pentru tine, ușurează-ți chinul, iar de nu se poate să-ți accepți destinul, fii cu gânduri bune și să crezi mereu, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Și măi, oameni buni, noi avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și finalul acestei predici este în felul următor. Am spus, nu vă uitați la oameni în sus. Nu vă uitați la ceea ce au alții și voi nu aveți. Dacă totuși vreți să vă uitați, uitați-vă în jos. Apoi am spus că e foarte important să ne uităm la noi. Să ne uităm la noi și să vedem ceea ce avem și ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și finalul este în felul următor. Uitați-vă în sus. Pentru că binecuvântarea noastră de acolo vine. Dumneavoastră credeți că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu? Dumneavoastră credeți că binecuvântarea vine de la Dumnezeu? Amin. Cunoașteți versetele acestea. Că Dumnezeu știe mai dinainte de ce aveți voi nevoie. Știe Dumnezeu. Dar trebuie să-i cere. Știți că pe cel bun îl ascultă Dumnezeu. Pe cel rău, spune Biblia, nu-l ascult. Așa zice Dumnezeu. Pe cel rău nu-l ascult. Dar dacă sunteți oameni buni, cu inimă bună, dacă sunteți oameni care v-ați împăcat cu Dumnezeu, dacă ați dărâmat acest zid despre care spune Biblia, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și mine.
Și în felul acesta este împiedicat răspunsul la rugăciune. În felul acesta este împiedicată binecuvântarea. Dar zidul acesta a fost dărâmat în numele lui Iisus Hristos. Prin jertfa lui de la Golgota, zidul acesta a fost dărâmat și avem trecere liberă la Tatăl nostru care este în ceruri. Dacă sunteți astfel de oameni care vă bucurați de mântuirea lui Dumnezeu, să aveți îndrăzneală că Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu știe ce avem nevoie. Și dacă Dumnezeu nu ne-a dat mai mult, știe El de ce. Știți că în rugăciunea domnească Tatăl nostru, Domnul nostru Iisus Hristos ne învață să ne rugăm și facă-se voia ta? Pentru că e foarte important să acceptăm voia lui Dumnezeu. Când vorbim de voia lui Dumnezeu, ne referim la planurile lui. El are planuri. La lucrările lui. El are niște lucrări. Cu privire la pământul acesta, cu privire la biserică, cu privire la familiile noastre, cu privire la viața noastră. Gândiți-vă, vă rog frumos, că Ezechia s-a îmbolnăvit. Mare împărat. Și când s-a îmbolnăvit, Ezechia a primit înștiințare prin Isaia de la Dumnezeu. Ezechia rânduiește ce ai rânduit, că își vei muri și nu vei mai trăi. Și Ezechia, cum am face și noi, s-a întristat, s-a întors cu fața la plământ, la perete și a plâns cu amar. Dumnezeu a văzut lacrimile lui. A văzut rugăciunea lui. Doamne, adu-ți aminte. Adu-ți aminte că te-am slujit, Doamne. Și câte vorbe n-a mai spus Ezechia și câte vorbe nu spunem și noi. Un singur lucru a uitat să spune Ezechia. Facă-se voia ta. Dumnezeu a zis, mă, vrei să mai trăiești? Isaia, du-te și spune că ei mai dau 15 ani. Și a mai dat 15 ani și dumneavoastră cunoașteți istoria. Nu era mai bine să plece când a hotărât Dumnezeu? Și în 15 ani și-a nenorocit lucrarea, a nenorocit împărăția, în 15 ani și-a nenorocit imaginea, mărturia și-a terferit numele. În 15 ani, uite că noi vorbim despre el, că mai bine era să plece când a hotărât Dumnezeu. Mai este o situație, a povestit un păstor, că au avut o fată bolnavă în biserică și familia tot a mers cu ea la doctor și din doctor în doctor și doctorii dădeau din mâini, nu știau ce să-i spună. Ce să-i facă? Erau diagnostice prezumtive, dar nu era un diagnostic final. Ca să poți să-i dai medicamente, să poți să-i dai o rețetă. Și fata, de la lună la lună, tot mai rău, tot mai rău, se stingea pe picioare și nu puteau să-i facă nimic. La un moment dat, cum la noi rândea la Baptistă să ne rugăm pe rând, părinții, în disperarea lor, s-au rugat în adunare și au zis, Doamne Dumnezeule, te-am implorat de atâtea ori și te mai rugăm odată, vindec-o. Și dacă nu o vindeci, noi nu mai venim la biserică și ne lăsăm de tine. Atât de mare a fost durerea și disperarea. Nu trece o lună și deja se vede o îmbunătățire în viața fetei. Fata a început să se simte mai bine, fața a început să umble, să mănânce, a început să capete culoare. Și au trecut ani și fata asta s-a dus în lume. Și s-a dus în păcate grele. Nu numai că n-a vrut să se pocăiască. Și spune păstorul acesta că a fost la el în adunare. Fata asta a ajuns o rușine pentru familie, o rușine pentru biserică, arătată cu degetul. Și într-un alt moment de disperare, părinții s-au rugat în biserică și au zis, Doamne, de ce nu te-am lăsat să o iei când ai vrut tu? Fraților, Dumnezeu este în controlul tuturor. Uitați-vă în sus. Deasupra acestor guvernanți, deasupra acestor sisteme care conduc lumea, este Dumnezeu care șade pe tron. Isaia l-a văzut în Isaia, capitolul 6. Dumnezeul nostru șade pe tron și asta înseamnă că El este Domn, El este suveran, El este Alfa și Omega, El are ultimul cuvânt și pe pământul acesta și în viața noastră. Dacă Dumnezeu nu ne-a dat anumite beneficii și anumite binecuvântări pe care le-am cerut și nu le-am primit, dumneavoastră credeți că știe El de ce? Dumnezeu are niște lucrări. Să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea în viața noastră. Noi să cerem, datoria noastră este să cerem. Dar întotdeauna să spunem, facă-se voia ta și Dumnezeu să ne ajute să o facem. Să o acceptăm și facă-se voia Lui în mijlocul nostru și în viețile noastre și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu inimi mulțumitoare, cu ochi
Bun, că zice Iisus Hristos, au ochi și nu văd. Nu văd. Ce nu văd? Păi n-au văzut că mântuirea era în mijlocul lor. N-au văzut ceea ce au primit prin prezența lui Iisus Hristos în Ierusalim. Despre ei era vorba. Au ochi și nu văd. Câte lucruri extraordinare n-a făcut Iisus Hristos în Ierusalim și totuși au ochi și nu văd. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze cu ochi sănătoși. Să vedem prezența lui Iisus Hristos în mijlocul nostru. Să vedem lucrările Lui. Să vedem însoțirea Lui. Și să ne bucurăm de toate rugăciunile ascultate. Și pentru cele neascultate să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. Amin.